Comisia Europeană sancționează România. Statul român riscă să plătească penalități de 29.000 de euro pe zi pentru că nu a transpus în legislația națională directiva privind instituirea spațiului feroviar unic european. Alte două țări europene sunt în aceeași situație. Statele membre aveau obligația de a se conforma directivei europene privind instituirea spațiului feroviar unic european până la data de 16 iunie 2015. Pentru că nu au respectat această obligație, trei state europene riscă amenzi uriașe. Comisia Europeană a trimis România, Grecia și Luxemburg în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia va solicita curții să impună României plata unei penalități zilnice de 29.091 de euro, până când directiva va fi transpusă în totalitate în legislație, iar Grecia și Luxemburg vor trebui să suporte penalități zilnice de 30.310 euro și respectiv 8.710 euro. Directiva europeană privind spațiul feroviar unic european urmărește să consolideze rolul organismelor de reglementare naționale în domeniul feroviar, în special în ceea ce privește competența acestora în cazul instalațiilor feroviare, cum ar fi terminalele și stațiile. Ea impune statelor membre să își bazeze relațiile cu administratorii de infrastructură pe contracte multianuale care stabilesc obligații reciproce în ceea ce privește structura de plată și calitatea serviciilor de infrastructură care trebuie furnizate întreprinderilor feroviare. De asemenea, această directivă cuprinde cerințe privind transparența financiară, astfel încât întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură să păstreze și să publice conturi separate și să controleze fluxurile financiare. Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmează să se pronunțe cu privire la acest lucru. Curtea este liberă să stabilească penalitățile care urmează să fie impuse în valoarea și forma pe care le consideră adecvate pentru a determina statul membru să își respecte obligațiile.